Din nou în direct pentru partea a doua a emisiunii, bineînțeles că o să discutăm cât mai multe de pe plan local, de pe plan național, pentru că domnul Arămescu e nevorbit de ceva vreme. Domnul Arămescu, unul dintre cei mai vocali consilieri locali, sau dacă nu vocal, dar cel puțin din punctul meu de vedere, în momentele tensionate, spune exact ce trebuie. În acele momente tensionate din ședințele de Consiliul Local. Stai să vă explic cum stau lucrurile. Cum stau lucrurile, explicați-mi dumneavoastră. Că deci, eu am văzut că se votează, cum s-a stabilit o seară înainte la partid. Dar știți cum e treaba consilierul, știți care este treaba? Să ridice mâna. No. Nu. Deci, să aibă, el vine, trimis un grup de oameni. Așa, și mergând așa prin comunitatea unde este, absorbe informații și problemele care sunt și le duce acolo în Consiliul Local, acolo știți, e un fel de înțelepții Sionului. Sau așa, măcar care... micul parlament local. Da, și acolo dezbat probleme. Așa ar trebui să fie. Da. Să găsească soluții cele mai bune pentru comunitate. Asta este rolul, de a duce informație. Și acolo dezbat și noi avem o problemă în România. Unul suntem mai deștept decât celălalt. Da. Deci dacă este o idee, ați văzut că eu nu țin neapărat așa că o că, băi, ăla că e de la PSD, băi, dacă e idee bună, ați văzut că am votat de multe ori, așa, dacă e bună, nu contează. Pe ultima oară, dacă nu greșesc eu, ați votat cu steagurile, nu? Da, și ce dacă am votat? Păi nu că și ce. Eu când am mers acum la cetate, vă spun sincer, mi-au plăcut cum dădeau steagurile și parcă le-aș fi făcut un pic mai înalte. Domnul Hugoș, ascultați-mă ce vă spun. Eu am stat și m-am gândit așa, dar nu, și aici, deci o, cum să spun, o noțiune bună la PNL. Nu ți impune nimeni, de asta se cheamă, libertatea de a gândi, de mișcare. Că aici sunt două partide care sunt în contradicție. Așa, dar nu poți să spui că tot ce face PSD-ul este rău. Noi avem problema asta când am mai terminat fraza. Așa, ne urâm unul pe celălalt. Lupta asta pentru... Așa, dar ajunge acolo. Stai, mă, că ăla tot la PSD, tot e român. Dacă are o idee... Apropo de Daia. Daia. Petre Daia. Petre Daia. Hai că m-ați sărit așa la Consiliul Local la Petre Daia. Toate au niște miniștri slavi. Ați văzut ăla de la Neamț care au fost la vulcanizare, pui ministrul economiei. Deci n-am avut ministrul la vulcanizare, a fost ministrul la economie. Da, dar el a fost plecat din vulcanizare. Nu păi nu, asta a fost zicerea domnului Țuțuianu sau lui Stănescu. Singura legătura lui cu economia a fost că a avut o vulcanizare. Da, și mai coafăm și noi ca să pară mai frumos. Da, auzi, da. Deci, nu, câteodată să precizăm sursa. Da, sursa de unde o ieșit, din vulcanizare. Personal? Deci am înțeles, din vulcanizare. Deci, nu știu, eu personal l-am urmărit, nu cu maxim interes pe domnul Andrușcă, pentru că n-a prea cuvântat. Nu l-a lăsat nici măcar consilier. Era altă categorie, dar poate o boală. Da, vă spun sincer, a fost genul de ministru care mi-a lăsat senzația că habar n-avea cum a ajuns acolo, nu ce căuta acolo. El nu știa de unde a fost Nu vă supărați, ba chiar puteam bănui de analfabetism. Nu a fi avansat cu teleportare, poate a fost teleportat. Nu, dar mai sunt și ideologii de astea. Știți, cine n-aude, nu vede și tace. Dacă e cu minte, nu deranjează pe nimeni. Da. Problema e a națiunii, că batem pasul pe loc. Și vreau să vă spun de noțiune. Deci, băiatul foarte bine intenționat. Da. Vorbesc foarte. Promovarea, așa. Dar nu, trebuie un plan mai amplu, știți, la agricultură. Dar când am văzut o chestiune, cum să nu fiu de acord? Deci, abatoare de astea, mici, 7x7, care poți să stai. Nu neapărat tâmpenea trebuie să ai, nu știu ce, abator, cu un funcțional. Deci o chestie foarte bună. Îi dai o marjă mai mare de mișcare la micul fermier. Și proiecte în Suceava, nu știu dacă s-au pus 15. Chiar discutam cu... Deci dacă ai făcut chestiunea, nu trebuie să te duci tu să ai nu știu ce abator ca să stai o vacă. Deci 7 pe, nu știu, pe 3 metri. Da. Chestie foarte bună. Și asta înseamnă că să faci un pas între producători și desfacere. Și sunt multe de făcut. Asta a fost o chestie, dar n-am auzit. Deci eu am auzit tot de la un fermier. Băi, dar ai
spus o idee, promovează pe televizor ca să facă cât mai mulți. Nu știu ce dacă e de la PSD. A, că mai are mai multe de făcut. Sunt foarte multe de făcut. Dar o idee foarte bună. Da. Na, și mulți producători, vă dați seama el dacă vine la coabatorul, îi dă un preț de nimica la cetățean, la producător, da, la țăran. Dar dacă are posibilitatea să-l taie el și să aibă și desfacerea, vă dați seama că venitul lui se dublează și devine mai interesat de muncă? Din cauza asta au dispărut. Ai văzut? Pe câmp nu mai există animal, nu mai există nimic. Acum, dacă mai vine asta cu pesta rumegătoarelor, că aici a fost un vid și am scăpat-o cu oile și cu carne. Aha, aha. Așa, un vid a fost. Da. Că aia de la Uniune Europeană și-o da seama. Băi, stai că ăștia pot să crească și oi. Și zis, acum, ce fac ăștia? Am pierdut noi piața cu arabii. Arabii, nu știu dacă știți, dar am vorbit cu doctorul veterinar, nu-l dau numele, mi-a spus, faci, că, bă, au cea mai mare atracție de ovinele noastre. Ca gust, așa, nu vor, oaie irlandeze, nu vor. Și e posibil, dacă nu suntem atenți, să ne trezim cu aceeași chestiune, știți? Da, da, problema e cu totul și cu totul alta. Aici e rolul statului. Nu știu dacă rolul statului, cei care conduc, domnul. Hai să nu ne amăgim. Rolul statului prin pârghiile pe care le are, poate facilita, nu poate să gestioneze așa ceva. Să ține cu dar statul poate să faciliteze. Hai să ne înțelegem. Deci ambasadorul, ce afacere că se poate de simplu. Am cerere aici, am produsul aici. Oi, da? Slavă Domnului. Suntem cel mai mare producător de apă și apă minerală din Europa, avem stăm bine. Noi, nu, bă, dar numai la noi. Hai, na, deci atunci, nu e în regulă. Și atunci, nu e în regulă. Atunci, dat-o, vin băieți deștepți, eu am mai spus odată, pierderea nu este că s-au luat-o. Din informațiile pe care le dețin, domnul Arămescu, la ora actuală în România, pământurile, terenurile agricole, marea lor majoritate, prin interpuși, sunt cumpărate de străini. Da, unele din ele lăsate intenționat în pârloagă și așa mai departe. Dar nu se poate așa ceva. Na, dar unde au fost polițienii noștri? Ungurii de ce n-au făcut? Tot în Uniunea Europeană. Polonii de ce n-au făcut? Da. Că au avut conducători. Au ținut cu țara. Apropo, când s-au luat aia, cât au fost acolo? 50 de mii de hectare. Nu? La ce? Sau... din insula Mare Brăilei. Unde a fost românii? Unde a fost statul român? Nu puteați să dizloce bani pe câteva sute de milioane și să ia terenul, să fie statul? Că s-a vândut, nu știu, am înțeles că au fost altriți făniți și s-au vândut la o companie arabă. Unde erau românii? Unde erau când eu tăiași capul lui Mihai Viteazul, nu? Da, ați fost la concertul lui Andrei Păunescu? Da, am fost la concert, dar... Da, dar cam aia e, nu? Nu, da, așa este. Unde sunt români? Bolcenii noștri. Sau ei stau acolo și ea și stau și... Ei nu vedeți că fac legi și vine Curtea Constituțională și spune nu e constituțional ce ați votat voi aici. E noaptea exact minții. Ce am spus noi mai înainte. Dacă s-ar așeza toți la masă cu ideea de a face aici, bine, da. Domnul... Păi nu, da, nu contează, nu există să ștergem. Am închis, uitați, am închis. Așa. Atenție, ce facem noi pentru atenție. România? La momentul respectiv, deci Partidul Național Liberal, pe care dumneavoastră, din care dumneavoastră faceți parte și pe care îl reprezentați în această dimineață, da, a reclamat respectivele legi la Curtea Constituțională. De ce? Pentru că în comisiile din Parlament și în vot nu i-a ascultat nimeni. Au mers la Curtea Constituțională și au zis, da, într-adevăr, e neconstituțional. Noi avem o boală în națiunea asta, dar dacă se puneau la masă toți... Da, vor. Aici e problema națiunii române. Eu sunt la putere, tu taci, stai jos, ești fraier. Nu merge așa. Păi nu merge, e felul încoace. Uite, asta e bună de la noi, asta e bună de la voi. Că la fel era rezolvată probabil de mult cu, sau dumneavoastră... cu planul de autostrăzi. Nu, cu autostrăzi, păi, dar cu planul. Făceau și o legă. Păi, hai să ne hotărâm. Da. Pe unde mergem cu autostrada? N-ați văzut că imediat ce s-a hotărât? Că băi, hai facem ea și Târgu Mureș. Hop! S-a mai votat una, prin Nord, care vine la noi. Extraordinar. Adică încă o șușa pe hârtie, trasă cu carioca. Haideți să fim serioși. Dar mă picăm într-un ridicol imens. Imens. Dar ce fac parlamentarii noștri din zona Moldovei? Din păcate. Nu știu.
nu facem nimic, ar trebui să fie mai bătăioși, n-ar trebui să se urască, merg la București, loc să meargă împreună. Ați văzut ce au făcut ăștia din zona la noi, din domnul Andrușcă, că e de la... Ați văzut cum s-au unit, aici pot să spun, na, se vede că au idei liberale, toți sunt liberali. Mm-hmm. Ați văzut? Deci, nu sunt toți liberali. Toți. Robul nu e liberal. Liberal. Nu, robul e independent, dacă nu mă înșel. Da, Nicolae da, Robu. Deci, independent înseamnă tot liberal. Da, oarecum. Nu, chiar uite, deci, Nicolae Robu. Deci, auziți, ce partid e? Deci, ideea este de dezvoltare. Deci, nu pot să merg. Eu n-am nimica. Eu vreau să gândesc cât mai obiectiv. Nu am nimica. Nici cu chestiunea asta, pensii și salarii. Oamenii după muncă trebuie să odihnească, trebuie să se ia la pensii. Oamenii când sunt puternici trebuie să muncească, domnul Cocoș. Deci nu poți să dai în sistemul bugetar așa niște sălăroaie de mari în detrimentul celor din privat care țin economia. Aveți dreptate, deci nu PNL. Se poate. Nu poți să investești, să împrumuți bani. Aici e principiul liberal, trebuie să spună cum... Așa. Și când nu mai faci, tu, dacă umbli cu perechii de papuci și dacă îți plouă și nu mai pui acoperiși la casă, așa, hai să ajungi de plouă în casă și hai să umbli de sculță. Asta se întâmplă. Nu poți să mergi. Uitați-vă la Grecia. Tot așa au ținut-o vreo 2-3 mandate atunci când erau să intre în colaps. Cu salarii la stat de nu se mai putea. Trăiau grecii așa, numai la soare stăteau. Erau toți bronzați. Da, da. Cei că sunt negri. Așa. Și după aia au venit recesiunea. Nu se poate. Nu se poate. Băi, o facem proporțional. În funcție de... Mai face un autobandă, asta înseamnă dezvoltare. Asta înseamnă infuzie de capital. Dar dacă tu nu faci nimic... Deci spuneți dumneavoastră acum, nu mi se pare normal să discuți numai de pensii salari un mandat. Cât ori fi fost. Eu țin minte cu chestia cu PDL. Tot atâta eu blam. Asta cu pensii salarii, fie vorba între noi. Ați văzut că s-au restrâns multe pârghii de alea pentru campania electorală. Că în campania electorală era puzderie de găleți, ulei, zahăr, toate. S-au restrâns toate alea și ce au zis? Băi, hai să dăm din timp, nu? Că altfel nu pot să-mi explic. Deci pensia, conform Dex-ului, este pe baza muncii pe care ai făcut-o. Da. Da? Corect. E un drept câștigat. Da. Dar deci dacă... banii tăi, eu muncesc acum... E munca ta, deci, e contribuția ta. Deci eu am contribuit. Deci cum ar fi normal. Deci eu am contribuit acum. Eu n-am treabă că aia n-o să muncească mai târziu. Poți nu mai muncească nimic. Dar eu ți-am dat stat. Tu iei, dacă ești un stat normal, iei banii aia, nu-i pui undeva într-un sertar și dai de valoriză. Investești în ceva... Când ajunge în omul educație, ăsta să ia... în ceva ca să crească, da. Da, așa ar trebui. Da. Eu cred că așa este în toată lumea asta. Noi pui acolo și-o spus, n-avem. Dar nu-i treaba mea dacă n-avem. Eu mi-am plătit. Da. Și cât am plătit, atât îmi dai înapoi. Da. Și ce se întâmplă cu atâția oameni, aici nu înțeleg eu cu sistem, băi, spui că nu ai bani pentru pensii. Dar mulți au murit, nici nu prins pensia. Unde ți-i banii așa evaporat? Eu luat ăla mormânt cu ei. Dacă, deci am o grămadă asta cu speciale, care... mie îmi place grozav de mult. Auziți, cu pensiile speciale, aici e o caricatură românească. Mm. Nu știu, e o caricatură. Dar aici dau mâna, aici să înțeleg. Da, dar știți ce fac? Auziți, deci mută, aici ați auzit mută, vreodată discuție. Adică au pus și câteva categorii care au tot așa dreptul la pensie. Adică un militar nu are dreptul normal la pensie, chit cu o viață întreagă, n-a primit salarii, ce soldă. Da, da. Un polițist, la fel, care a muncit... De ce îi pui tu în pensia lui, îi scrie acolo special? Ca să te mai strecori și tu cu niște prostii. Că altfel nu-mi explic. Nu? Judecătorii, procurorii au salarii inamovibile. Nu așa se cheamă parcă. Da. Adică salarii, oricum, destul de mari ca să nu poți să ajungi să-i mituiești. Aici e corect. Da? Nu au nicio vină. Deci oamenii ăștia, la capăt... Normal că trebuie să ia și o pensie ca lumea pentru că au avut o contribuție serioasă. Eu când mai aud asta, pe mine chiar vine să râd, referitor la judecători și tot. Da, băi, da, salari. Bă, dar tu ești vinovat parlamentar. Când după niște legi care ai făcut tu, băi, prostule. Și acum când dă soluția mai bună sau mai... Dar după ce ai făcut tu? Hai să nu mă mute cu emisiunea după 12 noaptea. Băi, deșteptule, spune. Deșteptul, dar nu, dar prost... Hai să ne înțelegem, domnul. Să rectificăm. Prost înseamnă un om mai stat pregătit.
aș trebui să stea acasă. Da. E simplu, nu? Așa. Deci tu faci niște legi proaste, poate îmi spui, băi, judecător, o judecat. Băi, judecător, o judecat, cum ai pus legea în mână? E corect? Da. Dacă ăla are judecător, apare acolo, pe el nu-i convine. El, ați văzut că mai fac judecători, dă mai mult decât prevede legea. Și bravo lor. La infracțiuni de astea cu violență. Și bine le faci. Unde pot cumula, da. Unde pot cumula. Unde au cadrul. Dar nu tu, mai mult decât prevede legea, da, unde că, chiar pot să... La noi... Ar trebui schimbate legi astea cu violență, că s-au înmulțit. Și ăla este un sălbatic. Ăla dar trebuie ținut. Rămescu, dar nu vedeți că... Ăla trebuie ținut în pușcării, ăla nu poți să mai nu e loc să... educ. În, toată în America, anilor 30, bine, ce-i drept în urmă cu mulți ani din punctul lor de vedere, dar în, foarte aproape de noi, dacă ne uităm la un, gradul de dezvoltare unde suntem. Pușcăriașii au contribuit la construcția de infrastructură, da, în țara respectivă, că în America sau... Și pușcăriașii la noi, acum, contribuie... Cum era aia? La multe dezvoltarea tatuajelor, cum să vă spun, așa, a decorațiunilor de pe corp. E când vine aici, așa, zici că e o piesă de aia, de... Cum? Fie vorba între noi. Spuneți-mi, vă rog frumos, ca om activ, sau puneți-vă întrebarea noastră, stimați telespectatori, un om activ care pleacă dimineața de acasă și soarbe poate cafeaua, da, poate n-apucă să o bea, da, acasă, duce copilul la școală, pleacă după aia la muncă, își, da, vede treaba lui, de câte ori mănâncă pe zi? Sunt unii care mănâncă o dată în zi. Asta se întâmplă nu o dată, aproape vii. Marea majoritate a românilor mănâncă o dată în zi. Noi la CEDO, probabil că primim amendă sau nu știu, da, ce, că ei nu mănâncă de trei ori pe zi, la norme, la dealea, la... Feluță, da. Păi hai, unde să... Unde-i slopețele care trebuie să le dăm? Unde-i slopețele ca să facă centura și infrastructura de care vorbim? Că el acolo... N-ai merge, nu-i faci. Educarea cum o faci? Ca să vadă cât e de greu și cum se fac banii, ca să nu mai tâlhărești. Ca să vezi, ia lopățica și dă-i drumul și mâncare pe la 5. Deci, și dacă nu-i convine la ăștia de la CEDO... Mai este firma aia Atlasib? Mai este, vă rog frumos, da, treceți pe la caserie după. Da, bine. Așa, nu, o firmă. Așa. Ei, facem un contract și trimitem tăți la CEDO. Ia educație voi la Bruxelles acolo. Ia educație. Că dumneavoastră da, crede... Da, european auziți, a drepturilor omului, da, că e la auziți, Strasburg. Da. Vă place. De ce stăteau băieții ăștia acum la, acolo la Strasburg cu puștele? Păi i-a tras pe acolo. Au omorât. Nu, dar de ce stăteau? Ca să-i păzească pe oamenii normali, nu? Și aia nu mai spune că stai, că trai, cum fug la noi infractorii după polițiști cu sapa și cu coasa, ați văzut? Ăla nu s-o întors și o tras. Pentru că trebuie să mă apere pe mine, pe dumneavoastră, pe un copil care merge. Așa trebuie făcut, legile făcute. Nu că stai, domnul, că nu-ți dau actele, iar arunc, ce faci? Ați văzut cum lovește poliții? Auziți, până nu instaurăm reguli, nu mergem nici într-o direcție. Apropo, cum am zis cu țigara, da, e posibil și eu, așa, care pot să fiu promulgatorul ăsta cu mici legi. Da, foarte bine. Orice, cum când e aia, la american, orice spui poate fi, da, folosit împotriva ta. Când am aruncat-o... Faceți o lege și auziți, că sunteți primul, da, și când am aruncat-o, dacă plătesc vreo 10 milioane mele, dacă nu îmi trece și de fumat. Aveți cuvântul, auziți, meu de onoare. Deci întreci și am fumat. Primit avertisment la un moment dat de la poliție pentru depășirea vitezei legale, oricum eram în parametri, adică, da, de bun simț. Aproximativ. Da? Bun, undeva la câțiva kilometri peste viteza normală de rulare pe acolo. Și felul în care am reacționat. Oprit de poliție și bună ziua, bună ziua, s-au recomandat. Știți, ați depășit viteza cu stație, știți cum spun? Ok, am înțeles, asta este, poftiți actele. Da, în regulă, aveți ceva de menționat? Nu, în regulă. În cazul acesta aveți avertisment că, bun, din momentul ăla, câteva luni de zile, dacă nu cumva mult mai mult, doamne, cu grijă mare și pe zona aia și mai atent cu... După ce a mai trecut ceva, după aia normal, iară mi-a șuierat glonțul pe la ură, iar atent, da? Pentru că partea asta de prevenție pe care o face poliția este bună. Spune cineva, zice că băi, mi-au săltat permisul pentru vreo 3 luni, că tot așa, viteză. Ok.
toate localitățile, le-am trecut cu 50 la oră. Cu... Da, aici este o problemă și chiar o dramă a noastră, a șoferilor, a societății românești cu infrastructura. E cumplit. Nu, e cumplit. Este, deci dacă ai de mers până la București... Da, și mai este cât un primar deștept, așa că spune, el își pune cu 30 la oră acolo. Deci trebuie făcut o lege. Mai sunt puțini care scoase căruțele alea pe capcane. Aici știu, trafic. Sunteți prietenul căruțelor. Nu, 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 nu sunt. Dar este normal. Domnul Ocoș, deci dacă veniți noaptea și aveți familie, aveți tot, deci este un pericol, nesemnalizate și tot. Și el ce-i face? O lua de undeva, o fura niște lemne sau se duci. Acum suntem în secolul... Noaptea, cum a spus, sub nicio formă n-ai fost la cumpărături. În secolul 20 suntem? Noi? Da. N-aș băga mâna în foc. Nu, în fine. N-aș băga mâna în foc. Ăștia sunt în secolul 22. Mă gândesc că noi în secolul 20. Da. Aia de pe afară, da. Deci dacă ajungem... N-am ajuns, îmi povestea cineva, dacă ajungem vreodată în Japonia... Da, aia cum s-au civilizat prin legi. Și la noi... Hai să fim serios. Ce fac în aia urmă cu căruțele? În urmă cu 60-70 de ani era cel mai retrograd stat din lume. Auzi, da. Și spune, păi, nu mai putem că... Ce face ăla cu căruța? Să-mi spuneți dumneavoastră. Le-a dat acum legi. Ce bine a făcut. Că le-a dat acum încep cu poluarea. Nu poluează nimic. Noi nu mai avem nicio fabrică, nu mai avem nimic. Ca să polueze. Și să scare omul păcat. Băi, ți-am dat fără taxă mașina. Puneți, băi, remorca și mergi civilizat. N-ai permis? Stai în curte, băi. Împinge-o, băi, prin curte. Roat. Da. Nu te lasă cineva să mergi la școală? Ia. Mergi la școală, ia-ți permis și mergi. Și ai terminat. Nu face nimic nimeni cu nicio căruță pe șosele. Da. Și așa nu avem... Ba da, victime fac. Da, victime. Victime da, fac. Da, victime. Și ăla... Citeam acum de curând, a fost un accident în Constanța, s-au prăpădit niște oameni. Pe... Din cauza unei căruțe la ora asta, adică... A, niște... Aici ce mai mult e cu etniile, cu drepturile. El are dreptul să circule. Dar ia-ți, băi, cu motor, băi, și cu permis. N-ați văzut cum ce... Deja spune... și motor și permis, nu vi se pare că exagerați? Ce spuneți dumneavoastră, domnul Moș? De tânărul ăla în București, bătut, de 20, 30 sau 40, nu este lipsă de lege? Dacă ar ști ăia că iau pentru, numai pentru chestia aia, putea să fie crimă. Și nu să știe ce se poate întâmpla cu tânărul ăla. Care merge la școală și din 30-40 cu săbi, cu puțite, tip pozești și pe net. Cam de la cât s-a trebuit să plece pedeapsa în cazul ăla? Dacă știi că ia 20 de ani, să mai duce? Păi, dar de ce credeți dumneavoastră că foarte multă lume deci legile circulă cu mare viteză și mai rău sub influența băuturilor alcoolice? Pentru că, da. Pentru că de regulă, vedem că pedepsele sunt fiu. Prima chestiune aici trebuie făcută așa. Și dacă știi, nu-ți mai trebuie să mai iei nici șampanii. Da. Nici la nici de aia de copii. Da. Deci, nu că să trebuie să bagi la pușcărie. Domnul, poate aude cineva. Nu mai e la anule 10 ani. Bine, înțeles. Dar ce, fără permis nu se poate circula? Da, să circulă. Așa să meargă taxi și așa stau degeaba. Auziți, cel mai simplu. Păi, te-am găsit, azi că ai tu 0,5. Nu ești penal, nu îți fac. Uite legea cum sună. 10 ani de zile. În 10 ani de zile ai timp să te gândești. Dacă mai bine. Sau bei pentru restul când ai să conduci peste 10 ani. Simplu, fără să bai, nu-i faci un dosar penal. Nu, mă, nu-ți fac. Deci până limita de... Deci, până limita de... Eu cred că totuși, până la urmă... Asta este acțiunea cea mai... Ascultați-vă, spune. Ce ai luat pizia? Eu am altă idee. Spune. Eu am altă idee. Da, poate mai bună... Confiscarea mașinii. Nu, cred că confiscarea mașinii. Dar e confiscat și de ajuns. Ce trebuie să o vândă? Care? Da? Ia imaginați-vă că sunt unii care au niște mașinuțe de alea foarte scumpe. Auziți? A? Apropo, ce domne, confiscarea mașinii. Încă o problemă. Eu cred că unul care a băut un pahar într-o anumită conjunctură, da, sănătos, da. Ați văzut că afară ai voie să bei două pahare de vin, dar este educat, totul e educație, da. Este mai puțin periculos decât un nebun care face așa printre mașini și o accelerează. Este mai puțin ăla periculos, dacă e, așa, dacă e un om conștient, așa, decât ăla. Dacă e conștient, acum, n-ar fi băut și s-ar fi suit la volan. Acum nu. Sunt atâtea nu camere sunt de luat vedere, trebuie dotate toate mașinile și când îl vezi, vin încoace. Știi cum te află acum? Ați văzut? Că, mm-hmm. Satinica. Stai mă, cum te cheamă, așa.
Pac. Păi, dar tu ai mai făcut figurile astea. Pac, 10 puni. La când ai ajuns așa, dă-mă permisul pe cineva, câți nu-ți trebuie, sau pe viață, câți nu-ți trebuie, tu faci victime. El o accelerează, a văzut că iasă, nenând. Ăla este pericol. Păi cum a fost cazul tânărului care a omorât-o pe Irina Irinei în oraș și mă uitam în ziarul de astăzi, rămâne după gratii. Arestul preotului care a condus bat și care a accidentat mortal o femeie și a fugit, a fost prelungit cu încă 30 de zile. Altă anomalie, vă dați seama. Și ăla e un fel de, cum să spun eu, învățător. Da, un fel de învățător, un fel, nu știu, nu găsesc expresia cea mai potrivită. Și el fuge. Bă, ai greșit. Dar v-am dat cafea, trebuia să fiți turbo în dimineața asta. Nu, dar nu, trebuie. Așa. Vorbim lucrurile la relativ. Auziți, deci vă dați seama ce exemplu poți să dea el. Era inconștient din ce am înțeles la momentul respectiv. Era atât de beat că nu mai știa ce făcea la momentul respectiv. Domnul Bogoș, hai să fim serioși. Dacă era inconștient, ce nu s-o băgat sub mașină? 1,9 la mie. Auziți, de ce nu s-o băgat sub mașină? De ce s-o urcă la volan? Nu știu. Aici și-a băgat altcineva coada. Nu, că coada era lui. De... El era la coada. Nu, el în cazul, în cazul de față și, așa pare. Și după aceea, cred că avea și coarne. Hai să fim serios. Băi, ai greșit. Băi, responsabilitatea ta, ia victima, cheamă. Băi, am greșit, uite, știi? Dar măcar pe ultima fază să ai responsabilitatea. El dacă nu trecea pe femeie, nu omoră. Vă dați seama? Nu, aici legile, v-am zis. Ei, anulezi permisul când l-ai prins. Așa, cel mai bun. Vedeți, haideți să fim așa ca în Consiliul Local. Dumneavoastră spuneți anulatul permisului, iar eu spun, ce confiscarea mașinii? Doamne, mai scăpăm de niște hârburi de pe... iei mașina și o casezi. Adică... Da, nu e corect, că n-are bani după aia de taxi, că e de pe 10 ani. Dar nu trebuie, contează, dar nu mă interesează. S-o vânde, doamne, să-mi ia cu taxiul. Scăpăm de mașinile, deci facem rost de fer vechi. Da? Da? Iar dacă sunt mașini super lux, imediat după aia puse la vânzare. Face stat român bani. Doamne, cu lege confiscată mașina, ce tot nu atâta. Nu cred că există așa ceva. Altfel, nu vă citeam o statistică, la 80 de victime a ajuns județul Suceava anul ăsta. 80 de victime pe șosele. Deci, majoritatea cu alcool. Tinerii care s-au zdrobit sub tirul la Vadul Moldovei erau băuți. Toți. Bun, mă interesează în mod special șoferul, că ceilalți până la urmă erau o mașină, treaba lor, adică... bine, încă ceva. Trei aveau 17 ani, da? Au fost în bar. Cum au băut? Explicați-mi și mie. Nu-i legea care o avem, nu o respectăm. Da, nici nu pot să-i... Aici totuși revenim la educație, domnul. Păi asta e tot educație, educația este prin lege, nu. Educația se face așa. Din familie, ascultați, școală, stai. Biserică... Deci, probele recoltate au indicat valoarea la alcoolemie între 0,30 și 1,45 la mie. Cea mai mare alcoolemie o avea tânărul care s-a aflat la volan? Copiii alți care s-au prăpădit acum un an de zile au ars de vii. N-au mai avut ce alcoolemie să ia. Altă chestiune. E foarte bine așa ai spus. Cum au venit? Asta trebuie mediatizat. Chiar dacă pare așa puțin mai... Dom'le, stă-te mă la barul ăla. Cine le-a dat de băut? Când au ars copiii aia, trebuia adus în mașina și pus și mediatizat pe televizor și pe toate. Asta era metoda înainte de 89, domnul. Nu știu dacă e cea mai bună. Nu trebuie mediatizat că atunci când vezi așa, ce au pățit aia? Hai să fim serioși. Decât... am auzit de la om în care am mare încredere, un criminalist de excepție. Dom'le, unele sau în bună parte, unele cazuri nu trebuie mediatizate pentru că devine exemplu pentru alții. Ha! Fac și eu la fel. Da, faci și eu la fel. Îi place ca să ardă, nu? Să ardă, să meargă fără cap. Distrugă ceva. Nu, nu există. Trebuie mediatizate că atunci când vezi pericolul, îți rămâne imaginea aia inoculată în cap. Da? Deci obligatoriu trebuie mediatizat. Că altfel, cum îl conștientizezi pe un tânăr? Spune, măi, uite dacă merg și merg cu viteză, uite ce pățesc. Ăla au rămas fără cap. Sau cum s-a întâmplat aici la ieșire spre Ipotești. Oh, da. Ați văzut? Trei au murit și s-au dezmembrat. S-a întors mașina pe...
mașinile sunt acum foarte puternice. Da. Au mulți cai și în câteva. Dar noi nu avem străzi pentru mașinile astea. Obligatoriu. Să fie clar. Obligatoriu. Dacă am avea autobet, ar avea și unde ăla. Că fiecare are adrenalină. E tânăr, nu e pașința. Că adrenalină că e tânăr, dar mașina e chiar cere construită pentru viteze, da? Accelerat 130, 140, cum e în Germania, fără limită, dau, da? Unde au limită, au limită. Nu am văzut, este undeva fără limită. În Germania? Da. Da. Nu știu, eu numai cu limită am văzut. Eu am intrat și pe bucăți unde mi-a dispărut și de pe GPS, și de pe teren, și de pe auto. Era no limit. Dă-i, frate, dă-i cât poți. Eu n-am mașină de aia de dă-i cât poți. Dar mașini de astea cu motoare de 2000, 3000 de centimetri cubi, 4000 sau cât ori fi, cum era Audi-le ăla care a spulberat-o pe Irina. Ce vorbim? Audi era... Audi A8 motor peste 3000. Păi dați seama că... Da, au prins. Eu mă miram... Deci peste 3000. Eu mă miram unde au putut să prinde așa o viteză de mare. Mașina aia nu-i ai pentru Suceava. Ai trecere de pieton la policlinică și imediat ai trecere de pieton. Da. Da, au prins, dacă spuneți că are așa... Deci mașina... Am căutat modelul ăla, mai ales pe generația de vârstă, da, pe că e cu grilă nouă. Auziți, da? Aia peste 3000 de centimetri, da, cubi. Iar la peste 3000 așa de centimetri este cubi, haide să fim serioși, care o coșercuță, o herghelie de cai. Trebuie umblat puțin și aici și aia la căpușor, când face psihologicul, știți, să le dea. Așa și umblat. Se poate regla și aia? Nu se poate. Se poate. Ați spus dumneavoastră la un moment dat, în cadrul acestei emisiuni, că nu avem piese de schimb. Deci, neavând piese de schimb, nu se pot regla unele chestii. Nu, dacă lipsește vă piese. Vedeți? Nu, v-am prins cu... Ca politician, dar v-am prins. Nu, n-ați înțeles, nu. Deci poate regla din căpșoarul șoferilor, știți? Dacă e... Nu prea văd că... Nu prea văd. Se poate, din păcate, se poate. Din păcate... Se poate. Cât o spune și cât o... Așa, auziți, atunci când s-au aprobat radarele pentru Suceava, pentru oraș. Da. Știți că s-au aprobat... Haideți că scâncește ăsta micul de publicitate. În consiliul local. Da. Și figuri. Uitați că-s buni. Da? Da, e buni pe oraș. N-ai unde să mergi mai mult de 50 la oră în oraș. Și dacă te prinde cu 80, lasă-te permis să dai și oameni doi, ca să te saturi. Nu ai unde. N-ai unde. Și are s-au aprobat exact pentru oraș. Acum mi-am dat eu seama, după ce victima asta, așa, catastrofa care s-a întâmplat, așa, că uite-mă, chiar sunt necesare. Din 20 de nebuni, ia că ai prins. Avem. Mai cu alcool, mai cu viteză, mai cu teribiliști de ăștia care... Teribiliști, auziți... Camere, oprit... Nu, am să propun și un tocător de permis, să știți? Îți dai să aibă acolo dotat poliția. Și când îl vede pe teribilism, dă-l încoace. Țineți minte ce am zis eu. Dom'le, dar de ce nu asta a confiscat o mașină? A, găsim noi de alea, că proprietate, dreptul la proprietate, da, da... Ăla se poate transforma în corp delict. Da? Da, corect. Da. Păi, uitați la varianta asta, nu mă gândesc. Da. Confiscăm corpul delict. Corpul delict înainte de a produce efecte catastrofale. Publicitatea, revenim cu partea finală.